Florența. Bună, bine ai revenit. Dimineața, bine v-am regăsit. Te pupăm și trebuie să adresăm și faptul că lângă tine se află un dovleac. Șurubel, mulțumit până aici. Bună, Florenț! Da? Știi că te iubim! Așa. Și eu! Hai să vedem ce îi facem lui Șuru pe bază. Păi ce să-i facem? Te las pe tine. Ce-a putea să-i facem lui Șuru așa repede pe bază de dovleac? Am să ne placă la foarte toți. Mult, foarte multe idei. Una dintre ele ar fi plăcintă de dovleac. Păi exact aia. Altceva o nici nu știu cu dovleac. Altceva nici nu știu. Pot fi multe prăjituri cu dovleac, pot fi brioșe cu dovleac. Putem să facem mai multe lucruri cu dovleac, dar cred că cea mai căutată și cea mai iubită de toată lumea este plăcinta cu dovleac. Corect. Eu așa spun și cred că telespectatorii îmi dau dreptate. Pentru că știu, știi, având zilnic plăcintă cu dovleac în cofetărie, toată lumea văd că toată lumea toamna cere plăcintă cu dovleac. Hai să facem. Și dacă mai sunt două zile până începe toamna, eu zic să facem plăcinta cu dovleac, să furăm un pic startul. Păi avem nevoie în felul următor: de 250 de ml de apă pentru foi, de 100 de ml de ulei, puțină sare pe care am pus-o în făină și două linguri de oțet. Punem total, formăm un aluat omogen, apoi o să împărțim aluatul omogen în patru și o să pun ulei în fiecare, o să-l turesc ca pe un foietaj ca să ne iasă foile de plăcintă foarte bune. Evident, dacă nu vreți să faceți foi de plăcintă, puteți să vă duceți și la supermarket să cumpărați niște foi de plăcintă. Nu sunt atât de bune, dar merg. Da, da, unde e arta? E mai interesant să stai să le faci. Depinde cât timp ai și cum te pricep. Dacă nu știi să-ți ții un socitor în mână acum ca să faci foile, e mai simplu, știi, să le iei, să le desfaci. Corect. Dacă luați foi de plăcintă, să nu faceți ca mine. Eu n-am avut răbdare să le decongelez corect și am încercat să le desfac prea repede și le-am rupt și a fost un dezastru. Da. A fost un fiasco, nu? Trebuie răbdare cu asta. Bun. Acum. Da, trebuie un pic de răbdare. Păi o să adaug așa. După ce fac foile, o să pun dovleacul, o să-l asezonăm cu zahăr și scorțișoară, după preferințe, și vă arăt în partea a doua. Acum o să facem foile de plăcintă. Ne apucăm de foile, Cum zicea doamna profesoară la școală, la școala de gătit, sigur, scoateți o foaie de plăcintă, da? Astăzi avem test. Florența astăzi ne pregătește plăcintă cu dovleac. Plăcintă cu dovleac, da. Uite, am pregătit foile. Am împărțit coca în patru părți, am adăugat ulei între, am presat, am făcut așa niște cercuri, ca o pizza, le-am întins, le-am împachetat ca pe un plic și apoi am lăsat un pic coca ca să se așeze, apoi am întins-o așa pe o hârtie cerată, vă recomand, ca să vă fie ușor, să nu se vi se lipească de masă sau alte cele. Am adăugat în dovleac zahăr și scorțișoară, da, după cum miroase. Asta, da, miroase extraordinar. Da. Mie mi-aduce aminte tot timpul de sobă, când stăteam la gura sobei, să iasă plăcinta. Deci, gata, uite, am adăugat. Pentru mine, în copilărie, era Piața Sudului și așa din cuptor, dar oricum. Nu-i problemă, nu-i problemă. La bunicii. Da, acolo și uite era. Despre ce vă spuneam, că ajutându-ne de această hârtie cerată, puteți rula. Pac, pac, pac. A, ce nu simplu. Fac, vezi? Nu fac nimic. Ia, uite, pac. E gata și uite, acum o las așa. Deci, un pic neterminată, se întoarce la ca să poți să o pui direct aici, da? În tavă. Opa, așa. Bravo. Ce frumos! Și am rezolvat primul strat. Închidem aici să nu ne curgă zeama din dovle. Și începem cu următoarea foaie. Repetăm același procedeu. Umplem tava. Eu am făcut acum două role, așa, de să ne gustăm, să ne sătură. Și de ce te întreb? Pentru că... Da, dar putem să umplem tava. O să pun ceva metalic aici să nu se întindă la coacere. La mine acasă sau la mine la bunici n-avea forma asta plăcinta cu dovleac. Avea foaie, avea umplutură și avea foaie din nou. E mai simplu așa, ca să nu se lipească. Tocmai de asta am și arătat acest mic tips ca să poată să ruleze oricine... Și să rămână plăcinta, umplutura acolo, să nu ca curgă. Să rămână umplutura, să fie frumos ca un strudel în interior. Am înțeles. Bine, repetăm procesul, repetăm umplem tava. Procesul, umplem tava. O să o bag la cop la 180 de grade, de obicei cam la 160 de grade, dar eu o bag la 180 ca să se și coacă. 160 de grade vă recomand acasă, aproximativ o oră și 30 de minute. Da, dar trebuie să fie cuptorul încins, că dacă băgați și nu e cuptorul încins, nu se coace. Corect. Asta e. Bine. Și rămâne crudă. Dar punem la cuptor și puțin mai târziu o să și gustăm. Florența e în bucătărie, să ocupă. Da, plăcinta e pe mâini bune, nu-i problemă. E pe mâini bune, îndeplinim dorința lui Șuru. Îndeplinim dorința lui Șuru, da. O chemăm și pe Florența alături de noi.
M-am emoționat pentru că e gata plăcinta, cred. Dar să ne confirme Florența. Eu așa zic că este gata plăcinta. E, nu puteam să lipsim. De dovleac. Plăcinta de dovleac este gata. Da. Este o plăcintă de post? Este o plăcintă de post. Uite că am uitat să specific că este și de post. Da. Voi, de ce vă bucurați? Pentru tine! Niște să luăm și noi. Așa. Florența, vrei să te ajut? M-am descurcat singură. Luăm ceva să și tăie. Miroase senzațional. Ah, îmi place dovleagul. Mi-a plăcut dovleagul de mică. Dovleagul? Dovleagul. Colț sau mijloc? Colț. Eram sigură. Și eu tot colț. Avem patru. Ca să mă iubească soacra. Deci, tu vrei colț? Pe mine mă iubește deja, deci okay. N-am nevoie. Poți să iau și mijloc. Așa. Deci tu e pentru tine, colț. Draga mea. Bine. Așa, și tu, Bogdan? Și eu. De ce mai rămâne, de unde, doamnă, de unde vreți, mă dați-mi și mie, vă rog. Poftă bună, vedeți, e bună? Să ne ziceți. Nu există. Te-a arătat, arată extraordinar. Uite că vorbeam de faptul, despre faptul că e rulată plăcinta, poate... Da. Nu are foarte multă umplutură. Are foarte multă umplutură. Are foarte multă, dar este ținută de foi. Fiind rulată, este ținută un pic de foi. Eu aș putea să mănânc toată plăcinta asta. Dar te rog să știi. Cât timp ne povestești, Florența, cum ai ajuns la această formă incredibilă de plăcintă? Păi ați văzut că foarte simplu am ajuns. Din 250 de ml de apă am făcut foile, 100 de ml de ulei. Am pus făină până am obținut o compoziție omogenă, da? Am împărțit acea compoziție omogenă în patru mingiuțe pe care le-am întins frumos ca o pizza, am pus puțin ulei între ele, le-am întins cu sucitorul și apoi le-am făcut ca un pachetel. Este le-am lăsat, le-am împăturit, le-am lăsat aproximativ 10 minute. Le-am împărțit în două și pe o hârtie cerată am început să o rulez. Ce a ieșit? Ce a ieșit? Ai pus și zahăr, nu? Am pus și zahăr. Dar să știi că, uite, de exemplu, am persoane care mănâncă dovleacul fără zahăr. La comandă îl fac și fără zahăr și merele la fel, merg la fel în plăcintă. Mie mi se pare, dacă îmi permiteți o părere... Mă las pe mine că sunt femeie primată un pic. Când faceți plăcinta, să nu aruncați semințele de dovleac. Sunt foarte bune pentru sănătate. Am citit un studiu zilele trecute, sunt cele mai bune semințe. Le pui la uscat, poți să le și prăjești. Exact, da, să le bagi la cuptor. Sau la cuptor. La cuptor sunt cele mai bune pe o hârtie cerată. Da. Vă spun eu din... Voiam experiență. Să menționez că mie mi se pare că dovleacul nu prea are gust fără zahăr. Așa e pentru mine, nu știu. Sincer și pentru mine, mie îmi place foarte mult dovleacul, de exemplu, copt. Uite cum a rămas dovleacul acesta. Ghiți ce o să fac cu el? O să-l împart așa în mai multe, scot semințele, le pun la cuptor. Cu scorțișoară. Da, și dovleacul îl pun cu puțină scorțișoară și puțin zahăr deasupra. Știi? Și îl bag la copt aproximativ o oră. Știi cum este de bun? Extraordinar. Uite că am cu poftă lui Iulia. A venit Florența odihnită din normal, vacanță. Normal, am venit zen și cu multe rețete noi. Dar am zis să începem cu ceva așa. Plăcinta asta rămâne la noi, Florența, nu e, nu? Normal că rămâne la noi. Am și un copil acasă, să-i duc și lui. Că merge și pe redacție. Merge și pe redacție, neapărat. Normal, normal. La regie, vine la regie. Gata, vine și regie, stai. Ca acum ne aduce buncă. Păi stai un pic, și la HR, sigur. Păi, și la marketing. Mai băgăm o tură, mai avem dovleac, mai fac. Mai băgăm o tură. Mai fac o tură. Florența, te pupăm. Îți mulțumim și eu vă pup și vă mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare. Să ne vedem săptămâna viitoare cu altă rețetă.